Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună ziua și bun regăsit și la ediția de astăzi, vineri 25 noiembrie 2011, a Torino Web Știri. Acesta este buletinul informativ săptămânal al portalului nostru în limba română. Toate edițiile de până astăzi sunt disponibile pe portalul YouTube în secțiunea dedicată primăriei din Torino. Și pentru început vă spunem că știrile despre vreme sunt destul de încurajante, căci nu avem a vă comunica niciun fel de noutăți față de ultimele zile. Temperaturile se vor menține ridicate pentru această perioadă a anului, maximele vor oscila în jurul valorii de 10 grade, în timp ce minimele vor rămâne pozitive. Va fi prezentă cu o frecvență normală ceața, mai deasă în cursul dimineții și al serii. Și haideți să începem să privim imediat câteva date semnificative din agenda următoarelor zile. La 25 noiembrie 1864, adică acum 147 de ani, în România era promulgată Legea Instrucțiunii Publice, care avea să stea la baza învățământului românesc modern. Se stabilesc 3 grade de învățământ, primar, secundar și superior, din care instruirea primară este obligatorie și gratuită. Ziua de 26 noiembrie este sărbătorită în fiecare an de către cei care se opun unui mod de viață consumist, drept ziua în care nimeni nu cumpără nimic. Multe magazine, exerciții comerciale sau organizații no-profit țin deschise ușile clienților, însă țin casa închisă, invitându-și proprii clienți să se gândească la un mod de viață care presupune consumul critic. La 27 noiembrie 1940, la Strejnic, o localitate în județul Prahova, era asasinat istoricul Nicolae Iorga. Și pentru că pronunțăm numele lui Iorga, vă rog să-mi permiteți să mă opresc câteva minute asupra acestui patriarh al culturii române. Cei care ne-am făcut școlile acasă și care am învățat că marele istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician român Nicolae Iorga, s-a născut la 6 iunie 1871 la Botoșani. După cum a afirmat George Călinescu, Iorga a jucat în cultura românească în primele decenii ale secolului al XX-lea rolul pe care l-a jucat Voltaire în cultura franceză. Între 19 aprilie și 6 iunie 1932, Nicolae Iorga a fost prim-ministru al României. Noi am recuperat pe internet un document pe care vă rugăm să-l ascultați cu atenție, căci vorbește despre noi și despre neamul nostru. E cu atât mai important în aceste zile cu cât toți românii vom sărbători peste numai câteva zile sărbătoarea națională a țării noastre. Doamnelor, domnilor, Nicolae Iorga, pentru România, anii 1930. Premiul Nobel l-ar fi bine meritat și Nicolae Iorga, un cărturar genial, mereu actual. Țara noastră are înainte de toate o datorie, aceea de a munci. S-a muncit prea puțin, s-a muncit prea răzleț. Munca adevărată și spornică nu se poate face decât prin solidaritatea națională. Orice încercare de a rupe solidaritatea națională este un păcat față de această țară, față de acest neam. Schimbările mari, revoluțiile se fac după ce o națiune a îndeplinit rostul ei istoric. Noi suntem însă numai la începutul acestui rost și foarte multă vreme nu ne se cere altceva decât unirea tuturor puterilor pentru a face isprava care se așteaptă de la noi. Să nu confundăm anumite greșeli și păcate ale clasei de sus cu datoria de a răsturna împreună cu dânsa și țara și neamul. Munca este cel mai potrivit dezinfectant a tuturor neajunsurilor morale. Atunci când toată lumea muncește, prin muncă se face o săbire.
între acela care înțelege să ridica și a să menținea fără muncă și între aceia a căror muncă aduce după dânsa totdeauna o răsplată. Muncă, bună înțelegere, acesta este programul de astăzi și de oricând pentru nația noastră. Și acum, doamnelor, domnilor, știrile ediției de astăzi. Ministerul Italian al Sănătății a publicat online un ghid în mai multe limbi străine, între care și limba română, intitulat Accesul cetățenilor străini la Serviciul Sanitar Național. Ghidul conține o serie de informații utile în legătură cu înscrierea la Serviciul Național de Sănătate, medicul de familie, vizitele de specialitate, examenele de laborator, plata tichetului sau scutirea de la plata acestuia. Fiecare capitol este urmat de o serie de întrebări frecvente care pot da îndrumări în legătură cu cele mai întâlnite probleme în materie de sănătate. Luni 28 noiembrie de la orele 19, în sala 1 de la Cinema Massimo în via Giuseppe Verdi, numărul 18, va fi proiectată coproducția italiano-română Sete opere di misericordia, 7 opere de milostenie, în regia gemenilor regizor Massimiliano și Gianluca De Serio. Înaintea proiecției propriu-zise, cunoscutul regizor italian Marco Bellocchio va înmâna premiul Maria Adriana Prolo, 2011, actorului Roberto Herlitzka, protagonistul filmului 7 opere de milostenie. Vor fi prezenți cei doi frați regizori, iar intrarea publicului va fi liberă. Această prezentare va avea loc în cadrul Festivalului de Film Torino. Și, cum vă anticipam săptămâna trecută, Institutul Cultural Român organizează cu ocazia Zilei Naționale a României, mai exact în zilele de 1 și 2 decembrie, două evenimente culturale de excepție la care vă invităm să participați. Joi, 1 decembrie, de la orele 20:30, la Teatrul Gobeti, în via Gioachino Rossini, numărul 8, din Torino, Horațiu Mălăele și Nicolae Urs, doi actori dintre cei mai îndrăgiți, vor juca în piesa Măscăriciul de Cehov, în regia lui Horațiu Mălăele. Vineri, în schimb, 2 decembrie, de la orele 20, la același Teatro Gobetti, Opera Națională din București vă invită la o gală de balet. Cele două evenimente sunt organizate în colaborare cu Primăria din Torino. Biletele de intrare vor fi distribuite la cifre modice în seara spectacolelor și vor permite tuturor iubitorilor de teatru și balet să asiste la aceste două spectacole de excepție, așa cum vă spuneam la început. Luminile artistice și tradiționale aiesle a artistului Emanuele Luzzati, concertul de anul nou din Piața Castello, al cărui protagonist este Renzo Arbore și orchestra italiană, acestea sunt doar câteva momente de interes ale sfârșitului de an 2011. Programul complet al manifestărilor cuprinde, între altele, și o vizită la Biserica Ortodoxă Sfânta Cruce din Via Academia Albertina numărul 11 din Torino, care își va deschide porțile pentru public luni 26 decembrie de la orele 16:30. Pentru toate detaliile vă rugăm să consultați materialul în PDF disponibil pe portalul nostru. Și pentru că pomenim despre sărbătorile Crăciunului care bat la ușă, vă informăm că între 6 și 18 decembrie la Biserica San Guglielmo din Chieri, din Piața Mazzini, are loc festivalul de tradiții românești de Crăciun, organizat de către Asociația Aripi de Lumină, sub patronajul Primăriei din Chieri și al Bisericii Ortodoxe din Chieri. Pe portalul nostru găsiți afișat programul cu toate manifestările din cadrul acestei a doua ediții a festivalului. Alte detalii sunt disponibile și pe blogul Asociației Aripi de Lumini, pe care le găsiți, ale căreor coordonate le găsiți de asemenea pe portalul nostru. Doamnelor, domnilor, aici se încheie și ediția de astăzi, vineri 25 noiembrie 2011, a Torino Web Știri, săptămânalul portalului nostru în limba română. Toate edițiile noastre sunt disponibile pe portalul YouTube în cadrul dedicat primăriei. Vă avizăm doar că ediția noastră de vineri nu va mai fi transmisă în ziua de săptămâna viitoare, nu va mai fi transmisă vineri, ci joi, 1 decembrie,
în cadrul unei ediții extraordinare dedicată Zilei Naționale a României. Nu ezitați să ne urmăriți și în zi de sărbătoare națională, zi în care aveți datoria să spuneți copiilor voștri care trăiesc și învață departe de patria care le dă numele, că în acest an România sărbătorește 93 de ani de când s-a înfăptuit Marea Unire. Vă lăsăm acum, nu înainte de a vă dori un weekend cu bine, răgazul de a vă bucura de zilele acestea premergătoare Sfintelor Sărbători de Iarnă, să vă bucurați de orașul nostru iluminat de sărbătoare, de instalațiile artistice și care ne umplu străzile și serile și să vă odihniți pentru a recupera forțele necesare săptămânii care vine. Toate cele bune, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, un weekend minunat încă o dată, toate cele bune și pe săptămâna viitoare. Rămâneți cu bine oriunde vă aflați.